Noul prefect de Suceava, Constantin Harasim, a fost vineri instalat oficial în funcție de către chestorul de poliție Florea Oprea, subsecretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne. Chestorul șef a dat citire hotărârii de guvern de eliberare din funcția a fostului prefect Florin Sinescu și a celor de învestire a noului prefect Constantin Harasim și a subprefectului Atanasă Nistor. La eveniment au fost prezenți șefii instituțiilor descentralizate din județ, parlamentarii opoziției, liberalii Sanda Maria Ardeleanu, Ștefan Alexandru Băișanu, Stiliana Nistor și Ioan Balan, deputatul din partea minorității Polone, Gervazen Longher, și deputatul Constantin Galan din partea grupului politic din jurul lui Călin Popescu-Tăricianu. Sucevede merită o astfel de echipă în zona administrativă. Dumneavoastră sunt convins că știți mult mai bine decât mine faptul că administrația este o reală știință și adevărată știință. Nu e la mâna oricui. Chestiunea aceasta presupune cel puțin un lucru. O muncă zdravănă, în echipă, 24 de ore din 24, deci prezență permanentă în mijlocul comunității și în interesul cetățeanului. Domnul viceprim-ministru pentru Securitate Națională, ministrul Afacerilor Interne, excelența sa, domnul Gabriel Oprea, vă transmite salutul domniei sale la toți. În același timp însă, vă cere dumneavoastră celor investiți astăzi în aceste funcții, odată cu depunerea jurământului, să vă faceți datoria ca la care. Să respectați, să cunoașteți și să aplicați legea. O administrație care nu se bazează pe lege, nu este fundamentată pe lege, nu este o administrație performantă. Vă cereți să faceți tot ceea ce trebuie, în echipă, în mare și frumoasa echipă administrativă existentă la nivelul județului dumneavoastră, pentru a servi interesele legitime ale cetățeanului și ale statului de drept. Vă cere eficiență și transparență în administrația publică. Să faceți tot ce depinde de dumneavoastră ca în echipă împreună să performăm. Ne dorim cu toții o administrație publică europeană și va trebui să facem acest lucru. În echipă. Umăr la umăr. Împreună. Sunt create astfel de premise. Vă spuneam puțin mai devreme că din ordinul domniei sale vă transmit așa. Tot sprijinul domniei sale. A guvernului, a domnului viceprim-ministru, a autorității publice centrale, în realizarea obiectivelor importante pe care dumneavoastră le aveți și de a servi cât mai bine interesele legitime ale cetățenilor. Am avut o bucată bună de vreme, privilegiu și posibilitatea să discutăm, să identificăm probleme și să găsim soluții la diversele aspecte care au fost ridicate de fostul prefect domnul Sinescu. S-au rezolvat multe lucruri, dar sunt încă multe altele de clarificat, de rezolvat, de împlinit. Pentru că astăzi este un moment de referință în viața domniei sale, îngăduiți-mi și mie să-i transmit toate cele bune, cu sănătate și împlinire. Apoi, pentru prefectul nostru al județului, pentru subprefectul nostru al județului, vreau să vă felicit pentru această înaltă demnitate pe care ați căpătat-o, să vă asigur și eu de în
întreg sprijinul în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu deloc simple. În același timp, vă rog să fiți racordați permanent la problemele comunității. Sunt convins că noua echipă întregită va avea un cuvânt greu de spus. Cu sprijinul dumneavoastră, cu siguranță, vom vedea și rezultatele cât mai curând. Suntem în preajma sărbătorilor. Îngăduiți-mi aici să vă spun la toți cei prezenți, dar și la cei neprezenți. Din partea mea, conducerii Ministerului, să vă dea bunul Dumnezeu la toți sănătate, putere de muncă, înțelepciune, înțelegere. Vreau să-i felicit pe colegii mei, domnul Atanasie Nistor și domnul Constantin Harasim. Și vă spun, domnilor, că trecem printr-un moment greu. Și o să vă spun să aveți mare grijă. Pe urmele dumneavoastră stau foarte multe probleme. Stau probleme chiar pe care nu le-ați făcut sau nu le-ați gândit că le veți face vreodată. Pe de altă parte, dați-mi voie să am adus aminte așa de niște proverbe și dați-mi voie să-i citesc domnului Chestu una dintre, proverbe. Albert Camus a spus-o, nimic nu este mai detestabil decât respectul pe bază de frică și teamă. Tudor Mușatescu mai spunea, unii salută cu pălăria, alții cu spinarea. Și vreau să transmiteți acolo la București, la Rubel, că îl așteptăm pe drag, cu mare drag, pe excelența sa și domnia sa, domnul ministru Oprea. Sunt aproape 3 ani de când am fost investit în funcția publică de prefect al județului Suceava. Să prezint acum un bilanț al realizărilor și al problemelor nerezolvate, nu cred că este momentul. Dar toate acestea au fost mediatizate și sunt cunoscute de suceveni. Eu, Harasim Constantin, care exerc cu caracter temporar funcția publică de prefect al județului Suceava, prin hotărârea Guvernului numărul 201 din 25 martie 2015, depun următorul jurământ de credință în conformitate cu dispozițiile articolului 62, alineatul 6, din legea numărul 188 din anul 1999, privind statutul funcționarilor publici republicată cu modificările și completările ulterioare. Jur să respect Constituția, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, să aplic în mod corect și fără părtinire legile țării, să îndeplinesc conștiincios îndatoririle ce îmi revin în funcția publică în care am fost numit, să păstrez secretul profesional și să respect normele de conduită profesională și civică, așa să-mi aminte Dumnezeu.